Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Astăzi avem un haul și vorbim despre parfumuri pe care le-am cumpărat în ultima perioadă. Avem parfumuri din toate categoriile, Dubai Collection, parfumuri arăbești, deci. Avem parfumuri de designer, niște noutăți, avem și ceva deosebit și foarte roz. Dar înainte să vorbim despre parfumuri, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut încă, să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un video nou și mai ales împărtășiți cu prietenii voștri pentru ca aceste clipuri să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că asta ajută acest canal să meargă înainte, să crească, să nu rămână pe loc și mă ajută, mă motivează foarte mult pentru a posta mai des. Ați văzut că am făcut o mică pauză pentru că în ultima perioadă am simțit că e prea mult, că postez prea des și că nu apucați să vedeți clipurile. Așa că am luat și eu o mică pauză pentru că, ce să zic, nu am avut motivație. Și dacă, probabil că lumea pleacă în concedii vara, v-am mai zis, eu înțeleg toate chestiile astea, iese mai mult afară, e ok, dar dacă puteți să faceți treaba asta, chiar am nevoie de susținerea voastră. Haideți să trecem la parfumuri și vreau să încep clipul cu un parfum de pe Dubai Collection pe care mi-l doream tare mult, pentru că îmi place foarte mult originalul. Este vorba despre Khair sau Khair Pistachio de la Paris Corner. Să știți că aveți discount 10% cu codul CC10. S-a schimbat, nu mai avem 5% discount, ci avem 10% discount, ceea ce este minunat. Așadar, dacă faceți cumpărături pe Dubai Collection, folosiți codul CC10, vi-l pun eu pe ecran. Aveți un mic discount și am și eu un mic comision. Mă ajută să cumpăr parfumuri pentru că așa pot să vin și eu să testăm împreună, să vă povestesc despre ele. Sunt multe parfumuri de pe Dubai Collection care mă atrag, sunt foarte multe, vă spun sincer, dar nu țin pasul cu ele pentru că oricum cumpăr destul de multe și o să vedeți și în haul-ul de astăzi. Ei bine, am aici, am avut o miniatură de 10 ml, dar am aici mostra aceasta pentru că vreau să-i dăm un nas puțin, să vorbim puțin despre cele două. Nu o să intru foarte mult pentru că stați așa. Îmi place foarte mult sticla, este drăguță tare, e o sticlă frumoasă. Lăsăm cutia la o parte și să știți că parfumul îmi place foarte, foarte mult. O să iau niște blotere imediat. L-am purtat și seamănă foarte bine, vă spun din start că seamănă foarte bine cu originalul. Mie îmi place foarte mult Kayali în pistachio gelato, dar nu aș da banii pe el pentru că să știți că unele parfumuri de la Kayali sunt atât de simpluțe încât nu sunt atât de greu de făcut. Ia să vedem. Am aici originalul, deci este fistic. Seamănă foarte bine, nu? Pentru prețul pe care îl are Khair Pistachio, merită să-l luați. Parfum. Chiar merită. Am vrut să iau și parfumul inspirat de licii, dar mai am în miniatura aceea de 10 ml de la Kayali și pot să zic că mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult la început, apoi a început așa să nu mai mă atragă prea tare. Deci, dacă vreți ceva cu fistic, dulce, gurmand, vă recomand Khair Pistachio de la Paris Corner, pe care îl găsiți pe Dubai Collection. Îl ador. Deci, îl ador, mă bucur tare mult că l-am luat eu. Tot miros cele două parfumuri și vreau să vă spun că nu. N-are rost să... În primul rând, este o mare diferență de preț între cele două. Și acest Khair Pistachio seamănă foarte bine, foarte bine cu cel original, care consider eu că nu merită atâția bani. Mi se par destul de scumpe parfumurile de la Kayali, sincer. De exemplu, Lychee este un parfum care mi-a plăcut foarte mult la început. Consider că merită o sticlă full size, dar dacă Paris Corner a făcut ceva la fel de bine cum a făcut Khair Pistachio, nu, în niciun caz nu aș cumpăra sticla full size și oricum nu mă gândeam să cumpăr sticla full size pentru că nu mi se pare un parfum atât de complex pe care să dau atâția bani. Da. E minunat, e minunat. Deci am făcut o achiziție super, super bună și sunt atâtea noutăți pe Dubai Collection. Atâtea noutăți, Doamne, minunate. Și da, sunt și bine făcute, ce să zic, ăsta e adevărul. Haideți să trecem mai departe la un parfum de la Jo Malone, care se numește Dark Amber and Ginger Lily. Colonie Intens. Parfumul acesta este unul foarte elegant din punctul meu de vedere, așa cum sunt cam toate parfumurile de la Jo Malone. Sunt elegante și plăcute. De exemplu, pe acesta l-aș fi văzut un pic mai dark decât este, dar rămâne tot așa, în zona aia de parfum întunecat, dar proaspăt totodată, nimic prea mult. Chiar și pielea din parfumurile de la Jo Malone este plăcută pentru mine, deși în alte parfumuri iese cam mult în evidență și nu pot să zic că îmi place în toate parfumurile, dar am mai avut un alt parfum în care pielea se simțea foarte bine și sunt parfumuri foarte confortabile, elegante, potrivite pentru birou, potrivite pentru tot anul. Pe majoritatea le văd așa destul de versatile, iar acesta văd eu că spune aici că este cald, aromatic și afumat de la cardamomul negru. Mai apoi avem o orhidee neagră și tămâie. Spun ei că este ceva inspirat dintr-un ritual japonez, mă rog, cu această tămâie, pentru a oferi momente calmante și căldură. Deci este un parfum, mie mi se pare un parfum nu dark, nu îl văd întunecat. Mi se pare un parfum elegant, mi se pare un parfum unisex, foarte potrivit tot anul. Îl văd atât de potrivit acum, dar cred că toamna este un parfum foarte bun de purtat. Cred că dă starea aia de calm. Cumva îl simt în zona aia de Gris Arnel, dacă zic bine. Un parfum pe care să știți că nu l-am apreciat la început, dar tot auzeam toată lumea că preferă parfumul ăsta și aveam un decant și zic ia să-l mai miros. Și mi-am dat seama că mai am parfumuri în zona aia și a început să-mi placă și partea asta lemnoasă. Văd un lemn de santal foarte evident, sau așa percep eu parfumurile duse în zona asta. Ia să vedem cu ce se aseamănă. Cu Versace Cristal Noir, într-un fel, acesta mi se pare mai elegant decât acela și mai așezat cumva. Gris Arnel de la BDK, Lily Pur, ce mai avem pe aici? În zona asta de pudrat, lemnos. Să știți că și parfumul de la Killian, Adults, tot în zona asta este, doar că este ceva mai fructat, mai tropical, dar mi se părea că seamănă cu ceva. Și când am mirosit parfumul de la BDK, Gris Arnel, mi-am dat seama că cu ăla seamănă foarte bine, doar că Adults este ceva mai cremos și decât Gris Arnel și decât acest Dark Amber and Ginger Lily, mai cremos, mai tropical într-un fel. mai vesel, aș putea să spun. Iar acesta este, nu este doar un parfum lemnos. Am zis asta pentru că așa se usucă, dar are și o parte florală foarte plăcută. Este și un pic proaspăt condimentat, deci este un parfum proaspăt, lemnos, un pic întunecat așa, nu știu exact cum să-l descriu, dar este foarte frumos. Asta pot să zic cu siguranță și începe să mă atragă foarte mult zona asta, începe să-mi placă foarte mult și Gris Arnel, un parfum atât de iubit, pentru că atunci când testezi parfumuri, începi să te îndrepți și către alte zone. Eu eram foarte nebunită după parfumurile gourmande, sunt și acum, dar încep să apreciez și alte categorii. Haideți să trecem la următorul. Următorul este Fame Parfum, chiar am vorbit despre el în clipul trecut în care am testat parfumul și acum îl vedeți în colecția mea. Îmi place tare mult sticluța. Vai, da ce bine miroase! Vai, da ce bine miroase! Am văzut acolo niște comentarii și vă spun și părerea mea despre Fame, pentru că unele persoane spun că nu l-ar mai cumpăra, știți voi la cine mă refer. Sunt persoane care întreabă de ce și vă spun eu de ce cred eu că este un parfum lansat în 2023 și este un floral fructat gourmand și vă spun eu de ce mi se pare mie că parfumul acesta e de avut în colecție. În primul rând pentru că este un tropical elegant din punctul meu de vedere. În general, sau din ce am testat eu, dintre parfumurile pe care le am în colecție, parfumurile tropicale tind să se ducă înspre zona aia distractivă, de vară, ușoare, fructate. Ei bine, aici avem partea aia tropicală, fructată, cu mango, care miroase tare, tare bine, dar nu este doar un parfum tropical. Are o eleganță, este feminin, are flori, este un tropical elegant și feminin și senzual. Mă refer la acest parfum, să știți că îmi place foarte mult și primul apărut. E destul de versatil și este și foarte frumos și nu este un parfum comun, adică nu știu câte parfumuri ați întâlnit voi să fie tropicale, dar să aibă și partea asta de flori, de iasomie. Așa mi se pare mie, îmi place foarte, foarte mult parfumul acesta și din nou mi se pare un parfum de purtat și vara și iarna, versatil. Următorul parfum este Vara într-o sticluță, Răsăritul, Soarele, Eleganța, Feminitatea. Este vorba despre Juliette Has a Gun, Lust for Sun. Este un parfum feminin, luminos, floral, tropical, elegant, rafinat. Este foarte frumos. Un parfum floral tropical trebuie să-ți placă florile, pentru că are un buchet mare de flori albe și ylang-ylang, un pic de cocos, un pic de vanilie. L-am purtat puțin, nu pot să zic că mi-am făcut o idee despre el, dar miroase, miroase și este atât de bine făcut. Să știți că mult timp l-am evitat, dar mi se pare deosebit. Deosebit, deosebit, vă recomand să îl testați. Are cocos, frezie și bergamot în deschidere, în mijloc avem gardenie, ylang-ylang, iasomie și floare de portocal, deci este un buchet mare de flori albe și ylang-ylang. Și în bază avem moscalb, ambroxan și vanilie. O să mai povestim despre el, dar vă recomand cu tot dragul să testați parfumul ăsta. Este foarte frumos, foarte frumos, este un parfum luminos, solar, îți dă o stare bună, te face să te bucuri de vară, pur și simplu. Atunci când am luat de pe Dubai Collection parfumul acesta, Am comandat și o mostră pentru că voiam neapărat să testez parfumul acesta. Este un parfum inspirat de Kilian Intoxicated, dacă nu mă înșel. Și să știți că mi se pare foarte bun pentru perioada rece. Avem un parfum cald condimentat, cafea, proaspăt condimentat și cu note de cardamom, nucșoară, scorțișoară, cafea, caramel, vanilie și moca. Cafea. Deci să știți că este foarte frumos pentru perioada rece. Da. Scorțișoară, cafea, simt și ciocolată, este dulce, nu prea dulce, un parfum unisex clar. Deci este un parfum care te duce în mai multe zone. Te duce înspre o zonă dulce, înspre cafea, un pic condimentat, te duce înspre ciocolată și la un moment dat, când se usucă, parcă toate acestea se combină și miroase extraordinar de frumos. Deci, parfumul ăsta este de avut în colecție, cu siguranță. You're Drugged de pe Dubai Collection. Și nu uitați să folosiți și codul CC10 pentru 10% discount. Foarte bine miroase, foarte bine. Testați. Trecem la următorul parfum, ceva nou și pentru mine, o casă nouă, un parfum nou, cumpărat blind, desigur, pentru că de ce nu, ne place să ne facem bucurii de genul ăsta. Am văzut prima dată aceste parfumuri pe Niche Scent, apoi au intrat și pe Make up și mi-am luat și eu Captive. Brecourt Paris, Captive. Am văzut că cel mai popular este Fara, este un parfum ambrat. Am mai multe parfumuri în zona aia, de aceea am vrut să-mi iau Captive. Am fost între ele și erau și altele ceva mai fructate, mai de vară, mai tropicale. Dar, în fine, am ales Captive pentru că îmi place foarte mult zona asta de floare de portocal, cum este Oriana, cum este Perdition, cum este Love Don't Be Shy și acesta este în aceeași direcție. Deci nu mi-am luat ceva ambrat pentru că mai am în zona aia, dar mi-am luat ceva feminin, floral, dulce, pentru că nu mai aveam în zona asta. Aveam și în zona asta, dar m-a încântat faptul că aici avem o floare de portocal cu migdale. Deci, Oriana este un parfum floral, dulce, pufos, cu floarea aceea de portocal pufoasă. Aici avem un parfum cu floarea de portocal pufoasă, dar și cu migdale și mi se pare mai potrivit pentru iarnă, să zic așa, din ce am eu. Perdițiune, de exemplu, mi se pare mai proaspăt. Mi se pare că florile acelea sunt ceva mai naturale, ies mai mult în evidență și sunt foarte potrivite și pentru vară, deși și Perdițiune este un parfum dulce. E bine, acesta are migdale. Haideți să vă arăt și sticluța. Nu știu de ce am eu impresia așa că voi mă urmăriți cu toții pe Instagram, deși cu siguranță nu se întâmplă asta și ați văzut deja că i-am făcut un unboxing. Așa arată sticluța, este simplă, este așa ca și cum ar fi înghețată și așa arată. Nu mi se pare... Da, prezentarea este foarte mișto, cutia asta este faină. Ups. Așa arată ea. Sticluța este una simplă, capacul este unul de plastic, adică nu este greu, sticla e ok, per total e super ok, adică nu pot să zic. Și parfumul, v-am zis, este unul, nici nu vă dați seama până unde se duce. Ia să vă arăt. Se duce foarte departe. Da, este în zona aia de Love Don't Be Shy, dar și de Oriana și de Perdition cu floarea aia de portocal, dar are migdale și are și ceva suculent. De exemplu, acum simt parcă un suc. Îmi amintește de ceva, dar nu pot să zic de ce anume. Parcă de un jeleu, nu știu, erau niște jeleuri în căpăcele așa, dacă găsesc pe internet vă pun pe ecran, pe care pur și simplu le sorbeai din căpăcelele acelea și miroase a floare de portocal, dar parcă simt izul ăla de jeleuri. Și dacă nu mă înșel, erau jeleurile alea verzi, galbene, parcă cu ăla galben, să zic că mi seamănă mirosul. Mi s-a părut mie că seamănă cu ceva, dar uite că până acum nu mi-am dat seama. Și da, este ceva mai migdalat, rămâne tot așa floral, dulce, este dulce, aproape gurmand. Deci aici avem o floare de portocal cu izul acesta de jeleuri. Și când se usucă devine din ce în ce mai migdalat așa. Îl văd potrivit cu un pulover iarna, nu știu de ce, mi se pare elegant, feminin. Îmi plac parfumurile în zona asta și sunt înnebunită după Perdition. Cred că rămâne preferatul meu. Îmi place și Oriana. Sunt diferite, nu sunt la fel, dar în aceeași direcție se duc toate. Dar da, este frumos și Captiv. Ieri a ajuns la mine, nu l-am purtat, doar l-am avut pe mână. Și o să mai discutăm cu siguranță despre parfumurile acestea, mai ales că am revenit cu gândul de a mă pune puțin în ordine cu clipurile, cu parfumurile, cu organizarea, zic mereu asta, știu, dar vreau să fiu un pic mai atentă la ce fac. Acum știți cum e și voi probabil că sunteți mai agitați în perioada caldă, pardon. Mă gândesc la iarnă deja, dar așa am fost și eu. Haideți să mergem mai departe. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este cea mai drăguță sticlă pe care am descoperit-o în ultima perioadă. Un parfum care din păcate nu se mai găsește, dar vreau să vă arăt neapărat sticla asta. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi. Este un... nu mai știu cum se numea, dar aveam cu toții aparat din ăsta cu căști la care ascultam muzică, dar culoarea este super girly, foarte drăguț. Este Play for Her de la Givenchy. Arată extraordinar de bine. Este un ambră floral, este lansat în anul 2010. Avem Emily Bevier Coperman și Lucas Suzac ca și creatori. Ca și note avem piper roz, piersică, floare de portocal, sângele voinicului și bergamot. În mijloc avem orhidee, floare de tiară, amiris și magnolie și să știți că are un iz tropical. Avem în bază tonka, lemn de santal, mosc, paciuli și rășină benzoică. Deci este superbă sticluța asta. Ce drăguță e. Da, are o deschidere florală. Sângele voinicului probabil că este o floare de câmp. Da, probabil. Este fructat, este dulce, este tropical. Și baza asta este una lemnoasă, moscată. Acum apare piersicuță, apare și aroma aceea tropicală. Nu o să discut prea mult despre el pentru că, din păcate, nu se mai găsește, dar nu este nicio aromă wow. Este un parfum plăcut și girly, feminin, floral, fructat, tropical, dar e deosebit așa pentru că are sticluța asta superbă. Nuanța asta îmi place foarte, foarte mult și chiar miroase și bine. și este un parfum de la Givenchy. Ce să zic? Da, cam atât pentru astăzi. V-am zis că o să îmi pun ideile în ordine și probabil că o să reîncep să filmez parfumurile săptămânii, pentru că cel mai bine așa îmi țineam partea asta parfumată, ordonată, cu parfumurile săptămânii. Nu știu, să-mi ziceți și voi dacă vă plăceau clipurile acelea. Să știți că v-am zis de fapt de multe ori că mi se par foarte relevante clipurile acelea în care să vă povestesc săptămânal despre parfumurile pe care le port, cum le percep într-o perioadă, în alta. Na, știți că de la o perioadă la alta percepem diferit parfumurile pe care noi le avem în colecție. Ele se dezvoltă diferit în funcție de perioada anului și mai ales că am tot avut parfumuri noi în colecție, nu am apucat să vă povestesc despre ele prea multe, nu am apucat să fac favoritele lunii, probabil că voi veni și cu un clip de genul acela, dar am nevoie să mă pun puțin, să mă organizez puțin. Cam atât pentru astăzi, v-am spus, împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele, postați pe Facebook, pe Instagram, unde sunteți voi, pe social media, pentru că asta mă ajută ca și aceste clipuri să ajungă la mai multe persoane, pentru că din păcate nu ne scoate YouTube așa de mult în evidență și mă motivează pe mine, pentru că vă dați seama că vreau să avem cât mai multă lume aici la mine pe canal și în felul acesta o să fiu motivată să vin cu clipuri mai des decât am făcut-o în ultima perioadă. Noi ne vedem în curând cu un video nou, să aveți o zi minunată. Pa, pa!